Să nu vrăjeala că am mâncat lebedele și asta, asta e iureală, domnule, găsim motive. Despre Pantelimon se știe că a fost înființat în secolul al XVII-lea, când în zona estică a orașului București, câțiva locuitori au amenajat fântâna Babei Ana. Inițial, satul se numea Obilești, fiind ulterior schimbat în Florești. Mai târziu, în vremea domnitorului Grigore Ghica al II-lea, s-a construit în apropiere de sat o mănăstire cu spital pentru îngrijirea bolnavilor. Clădirile acelei mănăstiri există și astăzi pe insula Sfântul Pantelimon, de pe lacul cu același nume, și au funcționat ulterior ca hotel și restaurant. În jurul acestei insule se învârt legende care mai de care mai controversate. După o perioadă de maximă înflorire, a venit vremea decăderii. Insula și imobilele cunoscute sub numele de Lebăda au fost deseori pe punctul de a ieși din istoria locală.